Contextul în care consumul de legume proaspete pe întreaga perioada anului crește tot mai mult, cultivarea acestora în spații protejate a devenit o necesitate nu doar în perioada în care se produc, ci și în extrasezon. Fermierii care au ales să cultive legumele în sere se pot bucura de multiple avantaje. Tradițional, primele culturi de primăvară plantate în spațiile protejate sunt tomatele și varza extratimpurie. Pentru a obține profitabilitate la cultivarea acestora, legumicultorii trebuie să țină cont de mai multe reguli de bază, cum ar fi efectuarea corectă și la timp a lucrărilor de pregătire și întreținere specifice fiecărei specii, precum și crearea unor condiții de mediu optime în microclimatul protejat. Mai multe sfaturi utile ce țin de creșterea acestor culturi au fost oferite atât de specialistul principal în legumicultură din cadrul companiei Vadalex Agro Iurie Begal, cât și de legumicultorul din raionul Anenii Noi, satul Speia, Serghei Gonciaruc. Trebuie de căutat ghibrizii calitativi și recomandați pentru prima cultură, primul ciclu, care să aibă rezistență la frig. Asta este și nu uităm că varza este o cultură care e iubitoare de lumină, de aceea trebuie majoritatea fermierilor care se ocupă cu creșterea varzei, culturii ca varză, trebuie să aibă numai decât în seră, unde cresc răsadul, iluminare. Măcar o 16 ore să-i dea de lumină și atunci se primește o varză calitativă și destul de bună. Atenție trebuie de tras la substrat, trebuie să fie un substrat fracția 0,5-0,10 să fie un pH 5,6, chiar 6, pH neutru și îmbogățit cu microelemente, cum sunt fosforul și potasiu. Unul dintre fermieri care practică cultivarea verzei extratimpurii este legumicultorul din raionul Anenii Noi, satul Speia, Serghei Gonciaruc. Acesta deține o seră de tip bloc pe o suprafață de 0,9 hectare. Potrivit lui, cheia succesului este alegerea unui răsad de calitate superioară. Ne aflăm în partea dată unde este crescut hibridul Rapidion de la compania Siminis, procurat de la compania Vladalex. Un hibrid dat este un hibrid extratimpuriu care ne dă posibilitatea să căpătăm recolte foarte timpurii. Hibridul dat practic pe piață e cel mai timpuriu, ne dând avantaje să căpătăm recolte la sfârșitul lunii aprilie și începutul lunii mai. Tot depinde de an, fiindcă sunt ani mai călduroși, avem mai devreme, sunt ani mai reci și mai târziu. Hibridul dat face o masă de 1 kg, 1,5 kg, culoare deschisă, care este preferat pe piața locală. Consultantul în domeniul legumicol din cadrul companiei Vadalex Agro Iurie Begal a menționat că hibridul plantat în gospodăria lui Sergiu Gonciaruc este un produs nou pe piața din țara noastră, însă se manifestă foarte bine. Adresați la compania Vadalex Agro, cei ce preconizează toate produsele date, cum este substratul, cum sunt semințele de la Siminis. În seara dată noi să facem cunoștință cu un hibrid nou. Practic avem a doilea an pe platforma Republicii Moldova. Se numește Rapidion. Este de la compania Siminis. Are o rezistență destul de bună. Mai înainte a fost Pandionul. El este înlocuit. Este o selecție nouă, să mai avem încă 2-3 hibrizi. Pe lângă multiplele avantaje, legumicultorii trebuie să țină cont de faptul că varza extratimpurie are o perioadă de păstrare mai scurtă. Prin ce se deosebește hibridul dat, este o varză extratimpurie, se preconizează, perioada de vegetație 48-50 zile. Are un foliar destul de bine pronunțat, vedeți culoarea este un verde aprins. Dezavantajul verzii timpurii, perioada de păstrare este foarte scurtă. Trebuie să fie toți fermierii pregătiți pentru chestia aceasta. Când are loc plantarea răsatului, trebuie să trageți atenția eșalonarea, unde să aveți piața desfacere, ce cantitate sunteți gata să o comercializați și atunci dumneavoastră vă faceți un grafic de plantare a răsatului ca el să recoltați cantitatea care vă trebuiește pentru comercializarea dată. Și este de dorit când îi faceți recoltarea să lăsați 2-3 frunze pentru că să aibă cât de cât un foliar mult mai mare, mai pronunțat, ca să păstreze o perioadă de 3-4 zile. Este o varză de consum, dar calitățile gustative este foarte, foarte bune. În același timp, contează nu doar alegerea răsadului potrivit, dar și crearea unor condiții numai bune de dezvoltare. S-a produs răsada,
Rasada a fost semănată pe 12 ianuarie și transplantată în terenul dat pe 18 februarie. După transplantare, varza dată se acoperă cu materie se numește agriu, care dă posibilitate ca plantele să semințeie într-o temperatură de confort, fiindcă temperatura de confort pentru varză se socoate cel puțin 8 grade noaptea, ziua cel puțin 16 grade. Plus la asta, ca să avem plante sănătoase, noi trebuie să menținem o protecție. Compania dată lucrează cu Vladalex, de la dânsă procurăm îngrășăminte minerale, preparatele de protecție și legat de boli și dăunători. În lotul dat s-au folosit foarte mult și preparate organice, pe bază de bacilius, trihodermă. Pentru a avea o recoltă bogată de calitate superioară, trebuie să fie respectată și schema de plantare recomandată de specialiști. Trageți atenția în primul rând la plantare. Aici este o schemă 90x40x45, după cum se vede. Banda de picurare este obligatorie. Pe bază de bandă de picurare dumneavoastră puteți să introduceți și atât îngrășămintele, cât și este bine să faceți și niște tratamente foliare pentru ca să scoateți plantele din stres. Sera dată este o seră tip bloc, trebuie să trageți atenție pentru că trebuie și căldură. Lucrările de fertilizare de asemenea trebuie să fie conform tuturor standardelor recomandate. Sistemul de fertilizare este mult mai complicat în seră, deoarece aveți suprafață, aveți cantitate de plante, dumneavoastră trebuie să-i dați o cantitate de îngrășământ, pentru că o tonă de varză consumă din sol, se primește azot, se primește 20 ceva de kilograme, fosfor se primește 10, dar potasiu aproape 25-30 de kilograme. Vedeți, balansul și calciu tot este 15-20 kilograme. Concentrația soluției pentru fertilizare este selectată și în funcție de sursa de apă utilizată, dar și calitatea acesteia. Sistemul de fertilizare este prin metoda injector, se face soluția. Soluția de concentrație de soluție sunt mai multe metode, este după suprafață, se calculează în dependență, este după debitul de apă. De exemplu, dacă dumneavoastră ați la sistem de irigare folosiți pentru irigarea pe oră, primesc 35-40 de cuburi de apă, este bine venită ca dumneavoastră să fertilizați și numai decât e de dorit ca să faceți o analiză la sol și la apă. De datorită analizei date, dumneavoastră vedeți ce îngrășăminte aveți și cum vă permite ca dumneavoastră să faceți fertilizarea. În majoritatea cazurilor, după sectorul unde noi ne aflăm, noi suntem practic în centrul Republicii Moldova, este inima legumiculturii, suntem în satul Speia. Apa de irigare este din râul Nistru, după toate analizele care au fost făcute, noi știm că ESIU se primește la apă 1,1, 1,2, mai ales că suntem în primăvară, acum noi știm concentrația de țărul este mult mai joasă. PH-ul este 8, atunci nou ne permite îngrășăminte la un cub de apă să adăugăm un kilogram de îngrășământ. La rândul său, Serghei Gonciaruc a menționat că depune maxim efort pentru a obține produs calitativ. Aici s-au făcut lucrările de protecție în conlucrare cu compania Vladalex, fertigările tot inclusiv cu compania Vladalex. Îmi place foarte mult să lucrez cu Vladalex de tot că ei vând produse de la ACL, care mie îmi plac foarte mult. Au o gamă largă pentru orice cultură, fiindcă formula, în dependență și cultură producem, e diferită. Pentru varză e o formulă de fertigare a îngrășămintelor, pentru tomate altă formulă, pentru ardei altă, pentru ceapă altă formulă. Plus la asta, ca să avem o cultură sănătoasă, trebuie să folosim protecția, produse fitosanitare, care tot inclusiv le procurăm de la compania Vladalex. Chiar și în spațiile protejate, varza extratimpurie riscă să fie atacată de dăunători, însă mereu pot fi găsite cele mai potrivite soluții pentru combaterea acestora. Ceea ce ține de dăunători la varză, avem, practic, se primesc tripsul, păduchele și buha verzii se primește. Asta este o regulă de bază. La moment, pentru varză sunt omologate, era insecticidul Movento, este Sevanto Prime-ul, pentru buh era Coragenul, pentru trips și păduc era și Beneve, era înregistrată. O altă plantă cultivată la scară largă de legumicultorii din țara noastră sunt tomatele. Chiar prima cultură, eu aș spune, din seră, din creșterea serelor astea sunt tomatele. Tomatele în Republica Moldova sunt mai multe feluri. Avem indeterminate, semideterminate și
practic de câmp. Este o cultură destul de pretențioasă, este o cultură destul de grea, pentru că necesită foarte multe investiții, atât cât și sămânța, cât și răsada, cât și dragoste, metoda de lucru și nu uităm că brațele de muncă tot trebuie să destul de multe. Deși metoda de creștere este destul de complicată, cu multă dragoste și un pic de efort, se pot obține recolte bogate și la culturile de roșii. Metoda de creștere este tot destul de complicată. În primul rând, temperatura, trebuie să avem o seră tot cu iluminare. Avem substratul bine pregătit, încălzit, casetele potrivite, se pun în casete mai mici, circule, pe urmă se face repicarea în casete mai mari pentru ca să micșurăm suprafețele de încălzire și costurile la cheltuielile de încălzire. Trebuie să trageți atenția tot la semințe, ghibrizi cu rezistență, căutarea noilor ghibrizi și noi chiar compania Vodalex Agro are ocazia împreună în parteneriat cu Bayer să formeze niște loturi demonstrative, experimentale, cu noi ghibrizi care au rezistență la ultimii viruși care apar și chiar ne bucură, pentru că domnul Sergiu avem a doilea an, sunt niște rezultate binevenite, sunt selectate pentru creștere și pentru perspectivă, productivitate, să trage atenție la rezistență, productivitate și calitățile gustative. La fel ca la varză, răsadul de tomate trebuie să fie plantat conform unei scheme potrivite. Răsada se crește în perioada de 45-50, chiar 60 de zile se primește. Replantarea este o metodă de replantare la 90 ori la 1,20 m între în două benzi se primește. Se pune peliculă mulci. Peliculă mulci de 15-20 microni. Ea se pune cu scopul să încălzească o bună parte din sol și este un avantaj că burienele nu cresc burienele și este un foarte bun avantaj că o bună parte din insecte care nimeresc pe mulci, atunci ele sunt, când faci tratamentul, ele sunt combaterea lor. Tomatele sunt la fel de nelipsit în serele legumicultorului Serghei Gonciaruc. De la etapa de plantare până în prezent, acestea deja au reușit să treacă prin câteva faze de lucrări. Roșii sunt plantate pe 18 martie, ne aflăm în faza de buton. Săptămâna viitoare o să avem înflorire masivă și deformarea primei inflorescențe și ciurchinului. Lucrările care s-au făcut în verde, astăzi copilitul rupt, foarte important, de rupt primele frunze, că prin așa lucrare noi fugim de sol, fiindcă tetici boli, bacteriozele, ciupercile, ele se află la nivel de sol. Și de asta noi ne străim să rupim primele 2-3 frunze ca să fugim de sol, ca să nu o să aibă infecția. Pentru a deveni mai suculente, roșiile necesită multă irigare. La fiecare se pune sistem de irigare prin picurare, la fiecare rând. Este un cu duză, un sistem de o bandă de picurare cu duză, care dă la fiecare duză se dă un litru, ori un litru jumate de apă. Se vede duza. Este un avantaj duza, vă stăruiți cu duza în sus fie pusă, pentru că o bună parte din apă câteodată este mai murdară și se lasă toate sentimentele, se lasă jos. Odată cu irigarea puteți să faceți și fertilizarea, chiar și unele tratamente. Se poate de făcut, cum este scorul cu adresul, chiar sunt înregistrate la tomate. Ele se poate de făcut prin sisteme de irigare, până la când tomatele ajung până la 1 metru. Pentru o recoltă calitativă, irigarea trebuie să fie efectuată și cu utilizarea îngrășămintelor. Nu uităm să facem mai departe fertilizarea. Fertilizarea tot începem cu un îngrășământ pe bază de fosfor, pe urmă trecem la un 20-20. Nu uităm de microelementele care sunt cheia, practic, soluția la creșterea tomatelor. Acesta este borul, acesta este manganul, este fierul, care este element, microelement, o cantitate foarte mică, dar el este destul de important pentru tomata dată. Inflorescențele, apa este de dorit în diferite etape, acum primăvară, la metru liniar trebuie 2-3 litri se primește treptat, când în iunie-iulie ajungem chiar la 5-6 litri de apă la metru liniar, pentru că temperaturile cresc, în seară se ridică destul de mare temperatura. Toate produsele fitosanitare, semințele, substratul, sistemele de irigare, tot le găsiți la compania Vodalex Agro. Însă trebuie deținut cont de cantitatea utilizată pentru a nu perturba dezvoltarea corectă a plantelor.
îngrășămintele trebuie introduse eșalonat. Mulți agricultori fac greșeală foarte mare că introduc îngrășăminte masiv, mult, excesiv și odată. Cel mai important, de făcut fertigările de două ori pe săptămână cu cantități foarte mici și eșalonat. Atunci să căpătați rezultate foarte bune. Fiind o cultură destul de sensibilă la boli, fiecare legumicultor nu trebuie să evite nici lucrările de combatere a dăunătorilor în cazul în care acestea apar. Una din cele mai periculoase boli atât la tomate cât și la ardei este fuzarioza, pe urmă trece mai departe este alternarioza, pe urmă este bacterioza, mai mergem o bună parte este tipurile de putregai, mai avem chiar și la fructificare, o bună parte din dăunători, dăunătorii începem de la tripsul, pe urmă mergem cu afidele și pe urmă mergem cu paianjenii, tot tipul, două tipuri de paianjeni, avem și roșu și alb. Metodele de tratament tot conform registrului, ne uităm la toate preparatele care sunt omologate pentru înregistrat pentru combatere. O bună parte din boli acolo este Redomilul R, se primește o bună parte, scorul este înregistrat cu profixurile, cu promaxurile. Din insecticide sunt Movento, Curagenul, Benevia, Alverdele, Afirmul și cama este. Pentru a evita infectarea cu diverse boli și paraziți, Sergiu Gonciaruc recomandă plantarea în seră a mai multor tipuri de hibrizi de roșii. Recomandări de la mine. Nu plantați un hibrid. Trebuie să plantați 2-3 hibrid. În primul rând oferă diversificare, recoltare eșalonată. A doilea, un factor foarte important, tomatele ca și fructele iubesc polinizare încrucișată. Având 2-3 hibrizi, ei se încrucișează unul între altul, care duce la mărește vigoarea la fructe, calitatea lor, aspectul exterior la fructe. Atât consultanța necesară, cât și aprovizionarea cu întreaga gamă de produse pentru cultivarea culturilor în serie, o puteți găsi la compania Vadalex Agro. Tot timpul când vă duceți să cumpărați preparate, vă duceți să cumpărați în magazinele autorizate. Asta e obligatoriu, asta vă duceți la agronom, magazinele care sunt deschise de către Vadalex Agro. Acolo este o echipă de specialiști care e recomandabil conform culturii și conform registrului care este pentru omologare pentru culturile date, preparatele care sunt benefice pentru culturile date. Astfel le recomand și acolo să le procurați și cu garanție și cu perioada de păstrare, și condițiile de păstrare și condițiile de reciclabil, ori de întoarcere a deșeurilor, tot este ultima temă destul de important pentru Republica Moldova. Agricultura cu efect de seră oferă multiple beneficii în comparație cu agricultura tradițională, inclusiv mai puțină poluare, mai puțin consum de energie și mai multă conservare a resurselor. Serele permit, de asemenea, o mai mare flexibilitate a culturii, deoarece plantele pot fi cultivate pe tot parcursul anului cu setări optime de control al climatului. Combinată cu progresele tehnologice, ferma cu efect de seră a viitorului ne-ar putea ajuta să ne satisfacem nevoile alimentare, reducând în același timp impactul nostru negativ asupra planetei.